Darurile Duhului Sfânt, cunoscute și ca daruri spirituale, sunt abilități speciale și puteri conferite de Duhul Sfânt credincioșilor. Aceste daruri includ darul înțelepciunii, darul cunoașterii, darul credinței, darul vindecării, darul lucrării de minuni, darul profeției, darul discernământului, darul vorbirii în limbi și darul interpretării limbilor. Aceste daruri sunt date pentru a edifica Biserica și pentru a sluji pe alții în numele lui Dumnezeu. Este minunat să descoperi și să folosești aceste daruri în slujirea ta. Pentru a descoperi darurile pe care le-ai primit de la Dul Sfânt, este important să fii deschis și să cauți înțelepciune și îndrumare din partea lui Dumnezeu. Iată câteva sugestii practice cu unul. Rugăciune! Roagă-te sincer și ceri lui Dumnezeu să-ți reveleze darurile tale și să-ți ofere înțelepciune în privința modului în care le poți folosi. 2. Căutare în scriptură. Studiază Biblia și identifică darurile spirituale menționate acolo. Vezi care dintre acestea se potrivesc cu experiențele și pasiunile tale. 3. Observă-ți inclinațiile și talentele. Înțelege ce activități sau servicii te pasionează și în care ai succes. Acestea ar putea fi indicii ale darurilor tale spirituale. 4. Împărtășește cu alții. Discută cu lideri spirituali sau cu persoane mature în credință care te pot ajuta să identifici și să dezvolți darurile tale. Amintește te mereu că descoperirea și dezvoltarea darurilor tale este un proces continuu și că Dumnezeu te va călăuzi pe măsură ce te dedici în slujirea Lui. Pentru a dezvolta darurile tale spirituale, iată câteva sugestii practice cu unul. Studiază și învață, dedica timp pentru a studia și a înțelege mai profund darurile tale. Citește cărți, ascultă predici sau participă la seminarii care se concentrează pe dezvoltarea darurilor spirituale. 2. Practică și exersează, aplică darurile tale în slujirea și ajutorarea celor din jurul tău. Cu cât le folosești mai mult, cu atât te vei dezvolta și vei deveni mai încrezător în acele daruri. 3. Caută mentorat și învățare de la alții. Înconjoară-te cu persoane mature spiritual care pot să-ți ofere îndrumare și sfaturi în dezvoltarea darurilor tale. 4. Slujește în comunitate. Implică-te în activități și servicii în biserică sau în comunitatea ta. Acest lucru îți va oferi oportunități de a ți folosi darurile și de a te dezvolta prin experiență practică. 5. Fi deschis la îndrumarea Duhului Sfânt ascultă și răspunde la îndrumarea Duhului Sfânt în ceea ce privește utilizarea și dezvoltarea darurilor tale. El te va călăuzi și te va îndruma pe măsură ce te dedici în slujirea Lui. Amint